Capitanul Pandurilor Mihai Pintilii se va întâlni luni cu nașul lui Ciprian Petre, jucător la Gazmetan Mediaș. Relația de cumetrie va fi lăsată deoparte, cei doi jucători confruntându-se doar pe terenul de fotbal. La începutul săptămânii viitoare, Pintilii se va duela pe teren cu nașul lui, această situație nefiindu-i străină gorjanului care a mai jucat împotriva lui Ciprian Petre. Noi mergem la Mediaș să facem un rezultat bun, relația mea cu nașul e ceva, fotbalul e altceva. Mergem să mai adunăm puncte pentru că mai avem nevoie să ne îndeplinim obiectivul. Anul acesta au mers mai prost, dar formează un grup foarte puternic, au echipă foarte bună, au jucat pe mai multe fronturi, cupe europene, campionat, cupă. Ei au mare nevoie de puncte pentru că sunt în zona retrogradării, dar și noi mergem să ne luptăm pentru fiecare punct. Ne-ar mai trebui minimum 6 puncte pentru îndeplinirea obiectivului, a declarat Mihai Pintilii pentru Sport în Gorj. Pandurii speră să se întoarcă acasă cu o victorie, deoarece mai au nevoie de cel puțin 6 puncte pentru a se clasa pe unul din primele 10 locuri în campionat.